Bună seara și bun găsit, dragi prieteni! Este joi seară și avem ediție specială. Timp de 2 ore punem în discuție o temă care ne privește pe toți. În seara aceasta discutăm despre problematica suferinței. Poate vă aduceți aminte, în urmă cu 3-4 ediții am discutat despre problematica răului, de unde vine răul. Dacă Dumnezeu este bun, este atot puternic, este atot știutor, de ce a îngăduit să aibă loc experiența păcatului? Un gând inspirat spune că Dumnezeu nu a prevăzut, Dumnezeu nu a hotărât să aibă loc experiența păcatului. În schimb, i-a prevăzut existența și a luat măsuri pentru reabilitarea noastră. În seara aceasta discutăm ca o continuare a ceea ce am vorbit în urmă cu 3-4 ediții despre apariția răului în lume și în univers. În seara aceasta discutăm despre apariția suferinței. Pentru că acolo unde există păcat, există durere, există și suferință. Prin urmare, în seara aceasta este o emisiune ușor sensibilă. Sunt mulți radioascultători și telespectatori care suferă chiar la momentul discuției noastre. Sunt mulți care au inima sfârtecată de durere, sunt mame neascultate de copii, sunt copii care se întorc împotriva părinților. Sunt familii destrămate, sunt soți care sunt pe punctul de a se separa, de a divorța. Sunt ființe dragi care ne părăsesc. Și atunci, evident că ne punem o întrebare legitimă, ne adresăm această întrebare în mod legitim. Doamne, Tu nu le vezi pe toate. Dacă ești bun și ești atot puternic, de ce nu intervin prompt pentru a rezolva problema suferinței din viața noastră? O să punem în discuție și cartea lui Iov, pentru că acolo avem chiar în preambulul cărții prezentată bătălia dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și diavol, dintre bine și rău, dintre oamenii care ascultă de Dumnezeu și oamenii care nu ascultă de El. Iar spre finalul emisiunii, dragi prieteni, vom avea și o concluzie morală pentru noi, astfel încât să înțelegem că în contextul păcatului, în contextul marii lupte a bătăliei dintre bine și rău, suferă și cel bun, suferă și cel rău. Sau mai curând spus, cum spuneau profeții, cum îi se face copacului uscat, îi se face și celui verde. Ei bine, în seara aceasta puteți să participați alături de noi la îmbunătățirea acestei emisiuni. 0751400 este numărul de telefon pe care vi-l punem la dispoziție. Puteți să ne trimiteți mesajele dumneavoastră sau întrebările pe care le aveți. Avem și o întrebare pentru ascultători și pentru telespectatori în seara aceasta. Scrieți-ne pe contact@aronsperantatv.ro sau pe tiberiu.nica@aronsperantatv.ro. Mărturisesc că mă ajută, personal mă ajută mesajele pe care dumneavoastră ne le trimiteți la sfârșitul fiecărei ediții speciale de joi seară. Întrebarea serii pentru radioascultători și pentru telespectatori. Atunci când suferiți și nu există om pe fața pământului ca să nu treacă prin suferință, suferința vă apropie mai mult de Dumnezeu sau vă ostilizează și mai mult în relație cu El? Aceasta este întrebarea. Pentru că veți vedea că sunt foarte mulți teologi, comentatori biblici care susțin că suferința este un instrument al lui Dumnezeu prin intermediul căruia, mă refer la instrument, prin intermediul căruia Dumnezeu încearcă să șlefuiască caracterele noastre, să le pregătească, să le facă compatibile pentru împărăția lui Dumnezeu. Ei bine, putem umbla cu Iisus Hristos în școala suferinței? Există o școală, există o știință în suferință? Când dumneavoastră treceți prin suferință, vă apropiați mai mult de Dumnezeu sau vă îndepărtați și mai mult și vă ostilizați în raport cu Dumnezeu? Bună seara, le spun celor ce ne ascultă în Spania la Radio Vocea Speranței, celor ce ne urmăresc pe Facebook. Dragi prieteni, puteți intra chiar acum pe pagina oficială de Facebook Apostolii Speranța TV. Nu contează din ce confesiune religioasă faceți parte, puteți intra acolo și puteți comenta. Chiar puteți să vă adresați dumneavoastră, internauții, întrebări în mod reciproc, astfel încât știu, poate că aveți răspunsuri mai bune decât ale noastre de aici din platou. Deși dați-mi voie să vă spun că în seara aceasta, ca de fiecare dată, avem invitați de marcă. Bună seara și bun venit, îi spun domnului lector universitar dr. Teodor Colda. Dumnealui este profesor la Institutul Teologic Baptist din București. Ne-am văzut în urmă cu 2 sau 3 săptămâni, domnule profesor, și realmente îmi pare bine că ne întâlnim din nou în seara aceasta, în această formulă. Mă bucur și eu să fiu aici. Mulțumesc pentru invitație și Hristos a înviat. Cu adevărat a înviat. Mergem mai departe. Bună seara și bun venit, îi spun părintelui Francesc Doboș, preot catolic, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București.
Părinte, de mult nu ați mai ajuns pe la ediția specială. Ce-i drept. Bună seara, bun găsit. Noi zicem Hristos s-a înălțat, că astăzi am sărbătorit înălțarea. Cu adevărat s-a înălțat. Vă mulțumesc că, deși dumneavoastră ați sărbătorit astăzi înălțarea Domnului Iisus Hristos, ați acceptat ca să fiți în a doua parte a zilei, la timp de seară, aici, la Speranța TV. Mă înălțați. Mergem mai departe. Bună seara și bun venit, îi spunem domnului lector universitar Dr. Tudor Gheorghe. Părintele Tudor Gheorghe este profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Hristos a înviat, bună seara, mă bucur să fiu din nou în platourile dumneavoastră. Adevărat, a înviat, bună seara, ne pare bine că ați acceptat invitația noastră. Mergem mai departe, bună seara și bun venit, îi spunem domnului conferențiar universitar Dr. Ieremia Rusu. Dumnealui este rectorul Institutului Teologic Timoteus din București și reprezintă în cadrul acestei dezbateri Biserica Creștină după Evanghelie. Bine ați revenit, domnule rector, în cadrul acestei dezbateri. Bună seara și bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră și spun și eu, Hristos a înviat. Adevărat a înviat și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Și nu în ultimul rând îi spunem bună seara și bun venit domnului doctor Titi Palade. Dumnealui este de profesie medic, vine din Bacău Onești și reprezintă în cadrul acestei dezbateri Biserica Adventistă de ziua șaptea. Nu se putea să vorbești sau să vorbim despre suferință și să nu avem și un medic printre noi. Bun venit, domnule doctor. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și eu pentru că ați acceptat invitația noastră. Dragi prieteni, de aici începe dezbaterea noastră, de aici începe discuția din seara aceasta. Pentru început, v-aș ruga să urmărim împreună un colaj video pe care o să îl anunț imediat. Modalitățile de abordare a suferinței se împart în mod evident în două mari categorii. Cărțile mai vechi scrise de Ioan Gură de Aur, Luther, Calvin, Augustin sau Bunyan recunosc fără obiecții faptul că durerea și suferințele sunt agenți folositori ai lui Dumnezeu. Repet, acești autori, teologi și oameni care au trecut prin suferință recunosc că de fapt suferința este un agent folositor al lui Dumnezeu. Vă invit să vedem împreună cum arată din perspectiva lor ideea de suferință. Rog regia să introducă colajul de materiale video. Vă rog. Sfântul Augustin spunea: viața aceasta trecătoare nu este decât noviciatul eternității. Nenorocirile nu sunt pentru creștin decât încercare și pedeapsă. Sfântul Vasile cel Mare indica următoarea raportare la suferință. Cum să-ți pun sub ochi suferințele săracului, ca să înțelegi din ce suspine îți adun tu comorile? Sfântul Ioan Gură de Aur considera, de asemenea, că suferința are un rol de modelare în viața creștinului. Precum meșterul aruncă aurul în topitorie și îl lasă a se cerne și a se curăți prin foc, până ce vede că strălucește, tot așa și Dumnezeu lasă sufletele omenești a fi cercetate de necazuri, până se curăță și se limpezesc. Calvin subliniază caracterul providențial al suferinței pentru un creștin. Calvin spune că un creștin se poate consola cu gândul că toate suferințele sale sunt date spre binele lui, de către un tată binevoitor. Deci, Jean Calvin spune că, până la urmă, suferințele contribuie la mântuirea noastră. Capacitatea de a îndura suferințele îți confirmă speranțele și îți arată că salvarea este mai sigură. Luther se concentrează asupra suferinței și a faptului că aceasta relevă caracterul adevărat al unei persoane. Un creștin adevărat, scrie Luther, acceptă suferința de bunăvoie și cu răbdare. El spune că, dacă Dumnezeu nu ne încearcă cu suferință, va fi imposibil pentru oricine să fie salvat. Copiii Domnului acceptă bucuroși suferința și perseverează în speranță,
în timp ce un rob fuge temător. John Bunyan, marele predicător baptist din secolul al XVII-lea, a fost aruncat în închisoare în Anglia pentru că predica Evanghelia fără autorizație. El a scris: ajungând să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, vom descoperi să avem mai multă încredere în El, chiar și când viața aduce suferință. Ne-am întors, suntem din nou împreună, dragi prieteni, și continuăm discuția din seara aceasta, problematica suferinței. Mă întreb către domnul profesor Colda, o întrebare de debut, de început, domnule profesor. Dumnezeu provoacă suferința în mod intenționat în viața noastră, o folosește în mod arbitrar și, doi la mână, care este rolul suferinței? Radioascultătorii și telespectatorii care și-ar dori să înțeleagă dacă există o știință, o școală a suferinței pe care Dumnezeu o folosește, atunci întrebarea este: care este rolul suferinței? Vă rog. Prima întrebare, probabil că aș răspunde și da și nu. Există adesea momente de suferință pe care Dumnezeu le intenționează, probabil pentru a ne face atenți, probabil pentru a ne modela, adesea pentru a-și duce mai departe un plan sau un proiect. Ne uităm, de exemplu, în Scriptură la viața lui Iosif și la experiența lui în suferință și modul în care suferința evoluează înspre ceva mai bine. Deci putem să vedem ambele fațete ale problemei. În același timp, cred că suferința pentru niciunul dintre noi nu este de dorit. Nimeni nu dorește suferința în mod voit în viața lui. Dar, într-adevăr, Dumnezeu poate să o folosească într-o școală a lui, într-o școală spirituală, pentru a ne modela caracterul și pentru a ne modela credința. Mă vine în minte exemplul lui Iov. Putem spune că Iov a intrat în școala lui Dumnezeu prin suferința prin care a trecut. Iertați-mă că imediat vă continuați ideea. Ați afirmat că Dumnezeu provoacă suferința. În cazul lui Iov, pentru că dumneavoastră l-ați dat de exemplu, Dumnezeu a provocat suferința în viața lui sau a îngăduit suferința în viața lui? Am vrut să termin ideea. Iov nu știa tot ansamblu situației în care se afla și nici nu află până la sfârșit lucrul acesta. Nu se dezvăluie discuția care a avut loc în cer. Dar Dumnezeu îngăduie suferința în viața lui Iov pentru a ieși la iveală caracterul lui, până la urmă, și încrederea lui în Dumnezeu. Asta nu înseamnă neapărat că Dumnezeu a dorit suferința în viața lui Iov. Mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Mergem mai departe către Părintele Francisc Dobăș. Cum se vede dinspre Biserica Romano-Catolică, ideea de suferință este intenționată de Dumnezeu, o provoacă sau ea este îngăduită și dintr-un rău Dumnezeu poate să, sau răul pe care diavolul îl intenționează cu noi, Dumnezeu îl poate transforma într-un bine. Cum se vede dinspre Biserica Romano-Catolică? Intenționează Dumnezeu ca oamenii să sufere, declanșează, provoacă durerea astfel încât să aducă suferința în viața omului? Vă rog. Nu predicăm un Dumnezeu sadomaso, adică în sensul de cel care provoacă suferință, care trage plăcere din suferință. Două cuvinte, exclus. Adică, din acest punct de vedere, adică suferința nu face parte din iubirea lui Dumnezeu. Suferința este întotdeauna o consecință a păcat, ceea ce în toată teologia catolică este căderea de la început, o consecință a păcatului strămoșesc, așa cum îl numim noi, care ne afectează pe toți, adică înclinația spre rău. Înclinația spre rău a naturii umane, care este prezentă în mintea, în inima, în dorința omului de a-și face propriile pofte și propriile plăceri, dar care a afectat și creația, pentru că în fond vom spune, dar cu tremurele, dar tot ceea ce calamitățile sunt suferințe care nu țin în mod direct de voința noastră. Și este cel mai ușor să mergem și să îl luăm de mânecă, cine îl prinde, pe Dumnezeu. Și să-l întrebăm, este oarecum justificată toată suferința, pentru că ne dăm seama de cuvintele lui Hristos pe cruce, când Hristos însuși a strigat
către Tatăl. Și și-a manifestat toată acea, am putea spune, omenește vorbind, răbufnire interioară, spirituală, contradicția suferinței chiar și în rugăciunea și în strigătul lui Hristos. Dar suferința nu vine de la Dumnezeu. Nu este Dumnezeu izvorul suferinței. Suferința este o consecință naturală a păcatului. A păcatului, unde este coada celui rău, coarnele, evident că acum mă folosesc doar de această imagine, dar este și lucrarea celui rău care intervine, așa ca și în cazul lui Iob, așa cum ne spune Scriptura, intervine și dorește să-l îndepărteze pe Dumnezeu și să-i dăruiască omului, spunându-i că, uite, dacă ai parte de greutăți, de suferință, îți dau o cale mai scurtă, îți fac o reducere și îți dau succes, îți dau bani, te rezolv în lumea aceasta. În schimb, ne regăsim că toate aceste scurtături pe care diavolul, în diferite forme, le oferă omului, prin succes, prin faimă, prin orice cale ușoară de a răzbi prin viață, nu fac decât să-l lase pe om cu un gust amar și singur. În fond, nu creează comuniune, acea bucurie pe care o oferă cel rău, diavolul prin scurtături, prin faimă, prin putere, prin bani, prin succes. Și aici suferința, acea suferință care este trăită din iubire, readuce cerul pe pământ, în inimile oamenilor. De aceea, calea este aceea care a urmat-o Hristos. Este moartea spre înviere. În permanență, zilnic. Interesant răspunsul dumneavoastră, și anume că suferința este o consecință naturală a păcatului. Da, așa spune Scriptura. Mie îmi vin în minte cuvintele lui Pavel din Romani 8, unde spune că natura suspină, natura suferă. Prin urmare, toate catastrofele naturale pe care le-am putea număra în contemporanitatea noastră, ele nu sunt intenționate și aduse de Dumnezeu în mod arbitrar peste oameni, dar sunt consecințe ale acțiunii noastre. Exact. Unele, ca să nu mai discutăm că unele suferințe sunt produse de noi, uneori intenționat, areori neintenționat, dar alteori chiar în mod deliberat, chipzuit, etc., etc., etc. Mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Mergem mai departe către domnul profesor Tudor Gheorghe. Vă întreb pe dumneavoastră, cum se vede dinspre Biserica Ortodoxă ideea de suferință? Pun întrebarea aceasta pentru că fiecare reprezintă o confesiune religioasă, astfel încât să poată urmări radioascultătorul de acasă sau telespectatorul care este așezat în fața televizorului, cum văd bisericile dumneavoastră ideea de suferință. Eu aș fi curios dacă în seara aceasta ar fi vreunul printre noi care să zică, da, Dumnezeu este autorul suferinței, o declanșează în mod intenționat și îi face plăcere să îi chinuie pe oameni. Vă rog. Da, e un mod greșit. Dacă în preambul Sfinții Părinți vorbea de suferință și de sărăcie, cu toții am sărăcit începând cu Adam prin căderea în păcat, iar perspectiva este nu aceea unei suferințe, ci mai degrabă în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, calea este a jertfei și a răscumpărării. De fapt, este o jertfă și o răscumpărare. O asumare a naturii umane, fără de păcat, iar suferința ca jertfă și ca răscumpărare, ca și la Iov, când a venit cele bune după cele rele, nu sunt ca și consecință a acțiunii lui Dumnezeu. Pe de o parte, la Iov, este o acțiune a diavolului care cere suferința să vadă dacă este încercat, cum spunea și Sfântul Ioan Gură de Aur, ca și aurul trebuie întâi să se topească pentru a deveni metalul, să devină aur. Tot așa a fost și cu Iov. Însă, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne arată prin jertfa sa pe cruce puterea răscumpărării, a reîntoarcerii la firea cea fără de păcat. Dumnezeu la Iov îngăduie suferința, dar însă niciodată Dumnezeu nu este o sursă primordială sau o sursă în acțiune a suferinței. Suferința vine pe de o parte datorită păcatelor și datorită acțiunii noastre. Avem pe de o parte și am vorbit despre suferința naturii pe care o agresionăm sau ca răspuns a întregilor noastre gânduri, întregilor noastre fapte, natura nu mai poate.
Pe de altă parte, avem suferința provocată de noi înșine. Deci avem, pe de o parte, calamitățile naturale, dar avem și calamitățile sociale. Și poate cea mai grea suferință pe care o provocăm celorlalți este războiul, care este cea mai mare calamitate creată de natura umană. Însă, suferința luată și asumată cu sărăcie, adică sărăcia în sensul ăsta înseamnă smerenie de bunăvoie, suferința asumată ca jertfă, aduce cu sine calea izbăvirii. Nu este singura cale, dar ca jertfă și răscumpărare, Sfinții Părinți au acceptat suferințele cu bucurie, pentru că nu ei sunt sursa, să nu credeți că Sfinții Părinți sau Sfinții Mucenici ar fi dorit ca să aibă o moarte mucenicească, și astăzi sunt foarte mulți mucenici, dar iubirea lui Dumnezeu a făcut ca aceste suferințe să pară un nimic. Sursa mântuirii noastre nu este această suferință. Și poate și la alte culte, de exemplu preotul în Sfânta Liturghie, ultimul lucru care spune la sfârșit când pune miridele în Sfântul Pătir, spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit aici pentru scump și sfânt sângele Tău, pentru jertfa lui Hristos. Sunt curățite păcatele noastre. Însă participarea noastră la suferință este o participare conștientă, asumată, fie pe de o parte pentru păcatele noastre sau pentru credință, dar este și o participare care vine ca și consecință, cum spunea și Părintele, a înclinării noastre către afecte păcătoase. Mulțumesc că aș rămâne puțin la dumneavoastră. Da. Acum se întâmplă în orice confesiune. Tendința aproape obsesivă a omului în momentul în care suferă este să îl tragă pe Dumnezeu la răspundere. Și unii chiar îi blamează numele, chiar îi aduc injurii. De ce credeți că se comportă omul în atare condiții cu răutate în raport cu Dumnezeu sau față de Dumnezeu în momentul în care trece prin suferință? Și zic că vreau să rămân la dumneavoastră pentru că știu și radioascultătorii și telespectatorii că dumneavoastră lucrați în fiecare săptămână cu toxicomanii, cu oamenii care chiar suferă. Și ați văzut multă suferință. Cred că dintre noi toți, cu excepția domnului doctor, probabil, care a văzut suferință, da. Dumneavoastră, ca teolog, ați văzut foarte, foarte multă suferință în fiecare săptămână. Personal, mă bucur când, după ce se termină emisiune, ne povestiți și ne vorbiți despre felul în care lucrați cu toxicomanii, cu oamenii care trec prin drame. O să vă pară un paradox. Suferința lor și din Sevra și suferința lor în ceea ce înseamnă lupta aceasta cu acest flagel incredibil de puternic care este drogul, este de multe ori alinată prin faptul că ei, atunci când nu mai au nicio soluție, găsesc singura soluție pe Dumnezeu. Prin faptul că atunci când nu mai găsesc ajutor, nici în tratament substitut, nici în durerea lor în sevraj și când strigă cu o durere incredibilă și cere ajutor lui Dumnezeu pentru că și-au dat seama că nu mai au altă cale. Și vă povesteam de mult, apropo, cum spuneai într-o emisiune, că trebuie să ne respectăm foarte mult mamele noastre. Durerea unei nașteri, și domnul doctor este medic stomatolog, este o mamă când naște, are pe cale naturală, are durerea ca și cum ți-ai scoate pe viu 3 dinți. Sunt dureri în sevraj ale unui toxicomani care este echivalentul a 3 nașteri. În aceste dureri trebuie să existe o cale de a-l asista. Pentru că dacă nu l-ar aduce cineva într-un centru sau dacă nu l-ar aduce la urgență, din păcate, din fericire la noi sunt foarte puține cazuri, dar în Occident sunt foarte multe în care în durere există și gesturi disperate, inclusiv suicidul a unor astfel de oameni care sunt greu încercați. Însă, din perspectiva alinării suferinței, deși nu o spun ca Iov, toți, și noi toți, când ne doare ceva și când nu mai știm, găsim nicio soluție, suntem înclinați să ne rugăm. Să spunem, Doamne, ajută-ne că nu mai știm ce să facem. Mai mult decât atâta, dacă am privi în credința bolnavilor incurabili, bolnavii incurabili și în vindecările care se săvârșesc, când își îndreaptă toată atenția văzând că nu mai au alte căi, bolnavii de cancer, bolnavii de boli autoimune, bolnavi foarte greu încercați, vedem că aceștia se îndreaptă către credință și se îndreaptă către rugăciune și găsesc în comunicarea și comuniunea cu Dumnezeu
cea mai bună cale a faptului că numai așa pot accepta suferința și o pot trece cât de cât. Sunt curios ce răspund radioascultătorii și telespectatorii la întrebarea sub formă de provocare adresată chiar la începutul acestei emisiuni, dacă suferința lor îi apropie de Dumnezeu sau dacă îi împietrește și mai tare, mă refer la suferință. Merg acum către domnul rector Ieremia Rusu. Sunt curios, domnule profesor, și sunt absolut convins că și cei ce ne urmăresc, cum se vede problematica suferinței dinspre Biserica Creștină după Evanghelie, dar aș vrea să leg ideea aceasta și de citatul lui John Bunyan, pe care l-am urmărit și în materialul video. Ajungând să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, vom descoperi să avem mai multă încredere în El, chiar și când viața aduce suferință. Și la aceeași rubrica a suferinței și la ideea de a găsi ceva bun în suferință, Petru, dar și Pavel, recomandau că atunci când trecem prin suferință să privim lucrul acesta ca o binecuvântare. Vă rog. Aș dori la început să continui ideea domnului Tudor Gheorghe, faptul că sunt diferite tipuri de suferință. Este suferință sub formă fizică, care este dată de disconfort sau durerea trupului, dar și de procese cognitive și mentale. Este suferința spirituală, care este o consecință directă a păcatului omului, a separării omului de Dumnezeu. Este suferință emoțională, atunci când ai un insucces, o pierdere, când pierzi pe cineva drag sau atunci când ești victima unui abuz sau alte probleme care aduc suferința emoțională. Și este și suferința pe plan sociocultural, cum s-a dat cu războiul, cu discriminarea, cu persecuția, discriminarea și segregarea religioasă, socioculturală, poate să fie și economică și rasială. Și toate acestea atrag suferințe într-un domeniu sau într-altul. Din punctul de vedere, așa cum înțelegem Sfânta Scriptură, cauza suferinței, indiferent de formele sub care se manifestă, este păcatul, îndepărtarea omului de Dumnezeu. Și este interesant faptul că Domnul Iisus Hristos în Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 9, în primele trei versete, întâlnește un orb din naștere, iar ucenicii îl întreabă pe Domnul Iisus: Doamne, cine a păcătuit, el sau părinții lui? Și Domnul Iisus Hristos răspunde: n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, dar s-a născut așa ca să se arate în el slava lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu. Și aici vedem cauza suferinței este păcatul în mentalitatea ucenicilor și în mentalitatea evreiască, dar poate să nu fie neapărat păcatul persoanei în cauză, păcatul strămoșilor lui, poate să fie păcatul de la început, de la Adam și Eva, care s-a transmis din generație în generație. Sursa suferinței sau a bolii, în cazul acesta a infirmității, sursa este Satan. Întotdeauna sursa este Satan, nu Dumnezeu. Și ați dat cazul lui Iov, este foarte concludent, ni se arată și pe planul divin în cer ce se întâmplă, ni se dezvăluie astfel ceva din realitatea spirituală. O împrejurare în care omul suferă poartă în sine două intenții. Este intenția lui Dumnezeu ca omul să fie mântuit, să fie sfințit, să fie curățit și atras către cer, către Dumnezeu, dar este și intenția Satanei de a-l distruge. Și se vede aceasta la Iov atunci când îi cere
permisiune lui Dumnezeu, întâi să se atingă de averea lui, apoi să se atingă de copiii lui și în final chiar de sănătatea lui. Și cele două intenții. Intenția lui Dumnezeu este să ne ridice, intenția satanei este ca să ne doboare și să ne atragă în răzvrătire față de Dumnezeu. Cheia este cum răspundem noi. Dacă noi suntem din aceia care acceptăm planul lui Dumnezeu și prin suferință ajungem ca să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu și vom vedea probabil pe parcursul discuției mai multe lucruri în sensul acesta, atunci rezultatul este tocmai acesta al cunoașterii lui Dumnezeu și îi dăm slavă lui Dumnezeu chiar și în suferință. Dacă însă alegem să ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu, să devenim foarte egoiști și centrați pe noi înșine și pe suferința noastră, atunci ne vom îndepărta tot mai mult de Dumnezeu și probabil că vom fi tot mai asemănători și cu Satan. Decizia ne aparține nouă. Revenind la Ioan, capitolul 9, aici este foarte interesant. Am spus, cauza suferinței este păcatul, sursa este Satan, Dumnezeu permite suferința cu un scop sau cu mai multe scopuri. Și ceea ce face Domnul Iisus Hristos, întoarce privirile ucenicilor de la cauză, cine a păcătuit, el sau părinții lui? Asta era în mentalitatea lor. Nici? Cine? Ce consecință? Și Domnul Iisus Hristos spune altceva. Îndreaptă către scop. Cu ce scop s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu? Și noi probabil o să ne concentrăm mai mult pe scopul lui Dumnezeu cu suferință. De ce îngăduie Dumnezeu suferința și ce poate să aducă suferința în noi? Doar dacă nu-s păreri diferite referitor la cauza suferinței și la sursa ei. În ce mă privește pe mine personal, cauza suferinței evident că este diavolul, consecința suferinței este păcatul, sau suferința este consecința păcatului, este clar. Dar dumneavoastră în timpul intervenției ați adresat o întrebare și o întrebare foarte bună în contextul discuției. Depinde cum ne raportăm noi la suferință. Pentru că realitatea rămâne în continuare. Unii se apropie mai mult de Dumnezeu și alții se împedresc și mai tare. Sunt foarte mulți oameni care gândesc și pleacă de la premize greșite, de aceea ajung la concluzii greșite. Premizele lor sună în felul următor. Dacă Dumnezeu este bun și este puternic, atunci de ce îngăduie suferința? Spuneam că este o continuare a emisiunii de acum 3-4 săptămâni în urmă. Cred că ați participat și noastră în cadrul acelei emisiuni și evident că a fost un răspuns pe baza Scripturii. Dacă Dumnezeu este atotputernic, atotștiutor, este bun, de ce îngăduie suferința? Ei, bine, aici cred că ar trebui ca radioascultătorii și telespectatorii să primească un răspuns în seara aceasta. Și de felul în care știu să se raporteze la suferință, eu cred că depinde binele lor prezent și veșnic. Mergem mai departe. Domnule doctor, așteptăm din partea medicilor o explicație a conceptului de suferință. Cum se vede dinspre un medic ideea de suferință, conceptul de suferință și care este opinia Bisericii Adventiste de ziua 7, pe care în seara aceasta o reprezentați în cadrul acestei dezbateri, opinia cu privire la problematica suferinței? Vă rog. Când discutăm despre suferință, am putea să o definim că există o suferință care este de folos și este suferința care ne apără nouă viața. Și vorbim de acele sensibilități care sunt recepționate de nervii periferici, sunt transmise la nivelul coloanei vertebrale, de acolo la talamus, o formațiune de la baza creierului, și apoi la lobby frontal, unde
aceste impulsuri nervoase se transformă în durere. Ele sunt analizate și devin durere la acel nivel. Dar sunt bune că ne protejează viața, ziceți. Exact. Este o durere folositoare pentru că ne protejează viața, ne apără viața. Ce să spunem despre oamenii bolnavi de lepră care terminațiile degetelor lor nu mai simt și oamenii aceștia pot suferi foarte mult datorită complicațiilor care apar tocmai datorită faptului că nu există sensibilitate de durere, că nu este cine să perceapă durerea. Aceste complicații determină apoi chiar pierderea vieții unor oameni de genul acesta prin complicațiile care pot apărea tocmai din faptul că nu există suferință, durere care să fie percepută. Deci iată că în contextul acesta suferința este benefică. Da, sunt este de folos. Senzori care se declanșează și ne spun oprește-te că îți pui viața mai departe îți pui viața în pericol. Și Dumnezeu a pus în noi aceste sensibilități, aceste terminații nervoase care să perceapă durerea tocmai ca să ne protejeze, să ne ferească de complicații și de alte lucruri. Ce ar însemna să nu simți să pui mâna pe un obiect încins sau să nu reușești să-ți dai seama de anumite lucruri care pot să te afecteze. Este foarte important pentru noi că suferim, că avem aceste terminații nervoase care percep suferința care este absolut necesară vieții noastre. Dar este și, vorbim și despre o suferință care scandalizează, care nu ne place, o suferință care de multe ori ne duce să punem întrebări care nu sunt tocmai potrivite. De ce este suferința? De ce îngăduie Dumnezeu să trecem pe acolo? Și în cadrul discuțiilor vom aborda această problemă pe larg, dar vreau să mai spun că dacă pentru durerea fizică avem un antidot, există medicamente la nivelul cel mai înalt astăzi care combate pentru foarte bine durerea fizică. Pentru toate tipurile de durere fizică? Dar nu, în general pentru fiecare durere fizică. Pentru celelalte tipuri de dureri, acolo stăm prost. Nu reușim, nu avem mijloacele suficiente pentru a combate durerea emoțională, durerea spirituală. Acolo este problema cea mai importantă. Iar Biserica Adventistă, în cadrul Bisericii Adventiste, problematica este, așa cum aminteau și ceilalți vorbitori, Dumnezeu nu este Cel care aduce suferința, necazul asupra omului. Sunt alți factori care pot genera suferință în viața noastră, în familiile noastre. Dumnezeu este Cel care ne-a iubit dintotdeauna și ne poartă pe brațele sale. El atât de mult ne-a iubit încât și-a dat viața pentru noi, suferă pentru noi, El ne poartă în inima sa, ne poartă pe brațele sale. Noi avem de a face cu un Dumnezeu iubitor care știm că totdeauna poate să îngăduie suferința din anumite motive, dar El nu generează suferință în viața noastră, pentru că El ne-a iubit până acolo încât și-a dat viața pe Golgota. Mulțumesc, mulțumesc tare mult! Dumneavoastră spuneați că pentru aproape orice tip de durere fizică există și un antidot. În urmă cu ceva ani de zile a trebuit să renunț la o măsea și mi-a fost scoasă pe viu pentru că nu existau antidoturi. Atunci sper că acum, domnule doctor, aveți antidot și pentru... Se amintea puțin înainte că de multe ori femeile care nasc suferă foarte mult. Am avut pacienți care au spus preferă să nască de 2-3 ori decât să treacă printr-un asemenea supliciu în cazul unei extracții. Dar astăzi nu mai este așa. Avem anestezice destul de foarte puternice care reușesc să anihileze durerea și să nu simtă un pacient în momentul în care face o asemenea extracție laborioasă sau alte intervenții care se execută la nivelul masivului facial. Ce bine ar fi dacă oamenii ar descoperi și antidotul împotriva durerilor spirituale sau sufletești. Pentru că, în mod cert, există un antidot și el este Iisus Hristos. Veniți la mine toți cei trudinți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Ați văzut copii cu picioare amputate, copii desfigurați, sfâșiați de durere, oameni sub dărâmături, sub moloz, sub
gloanțe, etc., etc., etc. În timp ce urmăream aceste imagini împreună cu telespectatorii, mi-a venit în minte un titlu de cântare, un nume de cântare, Doamne, câtă suferință este astăzi pe pământ. Nu știu cum vă raportați dumneavoastră la copiii dumneavoastră, mă refer la cei ce sunt părinți biologici. Horia, fiul nostru, are 1 an și 7 luni. Ori de câte ori plânge, ori de câte ori suferă, aș vrea să iau eu suferința aceea asupra mea. Atunci când are febră, atunci când îl doare burtica, atunci când și-l vezi că suferă, pur și simplu, uneori geme, ai vrea să fii tu în locul lui și nu poți. Ca părinte ești neputincios, nu știi ce să faci. Evident că te întrebi, de ce atâta suferință? Haideți să dublăm acum imaginile pe care dumneavoastră le-ați văzut pe ecran cu câteva informații ca să poată înțelege și radioascultătorii care nu au avut posibilitatea să vadă imaginile despre ce este vorba. Primul carton grafic pentru colegii de la regie. În multe țări, chiar acum, în secolul 21, populația se luptă pur și simplu cu foametea. Revista Current Events notează: sunt țări unde foametea nu încetează niciodată. Aproximativ 800 de milioane de oameni, cei mai mulți dintre ei copii, suferă efectele foametei permanente. 35.000 de copii, atenție, mor în fiecare zi ca rezultat al condițiilor care pot fi legate de o hrănire insuficientă sau înfometare. 35.000 de copii mor în fiecare zi de foame. Este ceva uluitor. Pe de altă parte, sclavia, spre exemplu, un fenomen social considerat învechit și demodat, rămâne totuși o problemă gravă în multe țări. Current Events comentează asupra cifrelor. Citez. Mai mult de 200 de milioane de sclavi trăiesc în lume astăzi, mai mult decât în oricare alt moment din istorie. Revista Time raportează că, citez, 10 de milioane de oameni de pe tot globul, incluzând copiii de 6 ani, muncesc în robie, în condiții primejdioase și degradante, care adesea înseamnă zile de lucru de 18 ore, bătăi și abuz sexual. 10 de milioane de oameni de pe tot globul. 200 de milioane de oameni sunt în sclavie la momentul la care noi suntem în platoul Speranța TV și facem această emisiune. 10 de mii de copii sunt abuzați, bătuți, maltratați. Mi-a fost dat să văd cu ochii mei un material video care m-a cutremurat. Copiii din Coreea de Nord care lucrează la căile ferate. Copii adună pietre și le bagă sub șinele grele de căi ferate. E ceva cumplit. S-a făcut un reportaj cu camera ascunsă. Lucrau între 18 și 20 de ore pe zi. Asta însemna că dormeau 4, 5, maxim 6 ore pe noapte. Bătuți, scuipați și puși la muncă. E ceva înfiorător. În fața tuturor acestor grozăvii, nu ai cum să nu te întrebi, Doamne, de ce nu intervii? N-aș vrea, dragi prieteni, să învârt cuțitul în rană, că nu acesta este scopul meu în seara aceasta, dar este clar că planeta noastră nu are cum să mai continue așa. Toate acestea, din punctul meu de vedere, sunt semne clare, concludente, că planeta aceasta nu mai rezistă. Veți spune, nu fiți fatalist, pentru că și în trecut, dacă privim retrospectiv și coborâm adânc în istorie, astfel de lucruri s-au întâmplat dintotdeauna. Așa este. Dar ce se întâmplă la momentul de față pe planetă, parcă nu s-a întâmplat niciodată. O să mă îndrept către domnul Colda. Colda, iertați-mă. Iertați-mă, domnul Colda. Acum e un nume vehiculat în presă de dimineață până seară și cei ce mai citesc știrile... Serios, nu știam. Așa. Se estimează că 90% din suferință este cauzată de războaie, genocid, trafic de carne vie, tortură, discriminare rasială, abuz domestic, viol și așa mai departe. 90% din suferința totală de pe glob se găsește aici, în războaie, în genocid, în trafic de carne vie, în tortură, discriminare rasială, abuz domestic, viol, etc., etc.
Cele mai puternice regimuri totalitare au ucis într-un singur secol mai mult de 100 de milioane de oameni. De ca și cum am șterge Italia și Franța de pe globă. Niciun dezastru natural nu s-a apropiat de aceste cifre. Deci toate catastrofele naturale n-ar putea să echivaleze ce a reușit omul să facă prin regimurile totalitare în ultimul secol. La momentul la care noi discutăm, 200 de milioane de oameni sunt în sclavie. Mulți dintre ei, foarte mulți, copii. Întrebare, cum ați comenta materialul video pe care l-am văzut împreună, dar și informațiile de pe cartoanele grafice? Aș reveni puțin la întrebarea precedentă, la prima întrebare, vis-a-vis de cine este, într-un fel, autorul suferinței și a răului. Și nu vreau să fiu în seara asta avocatul diavolului la propriu, pentru că nu vreau să fac lucrul ăsta, dar n-aș spune că diavolul este autorul oricărui suferințe. Este clar că intervenția lui în lumea creată de Dumnezeu a dat totul peste cap. Oamenii au ascultat de el un ispit care le-a pus înainte și de acolo, într-adevăr, trăim într-o lume căzută, o lume a suferinței, o lume care se depărtează de Dumnezeu și în contextul ăsta, tot ceea ce am văzut pe ecran, se întâmplă, toate lucrurile acestea în lumea noastră. Uitându-mă la acele lucruri, mi-am dat seama că aceste nedreptăți, aceste abuzuri, sunt făcute de semenii noștri împotriva altor semeni. Ce am putea spune că în mare parte din ceea ce experimentează lumea noastră, societatea noastră, este provocat chiar de oameni, de semenii noștri. E clar că în spate există o putere a întunericului și o lume la care noi nu avem acces, o lume nevăzută. Dar omul este cel care produce până la urmă suferința semenilor săi. Acum, noi trăim într-o lume cât de cât, să spunem, occidentală, chiar și România. Și citeam într-o carte zilele astea că modul în care acționăm noi ca și occidentali la problema suferinței și a răului este destul de dezechilibrat. Adesea privim răul ca ceva care nu face parte din viața noastră. În ce sens? Nu avem parte de războaie în partea asta de Europa sau suntem cât de cât feriți. Calamități naturale n-am prea avut foarte multe. Iarăși, din cauza sistemului sanitar nu sunt epidemii și pandemii, deci cumva suntem feriți în Occident de problema asta. Dar când ajunge răul să ne lovească în față, atunci reacționăm de multe ori foarte, foarte dur. Cred că trebuie să avem o manifestare echilibrată, trebuie să avem empatie și ar trebui mai mult să ne gândim din partea asta de lume în zonele care sunt mai puțin favorizate, așa cum este partea asta de Europa. Și îmi pare rău că îmi dau seama, noi ca și creștini, implicarea noastră, dincolo de țara noastră, e destul de mică în problemele acestea. Și gândiți-vă în perioada comunistă, când bisericile erau persecutate și am primit ajutor din afară, da, și intervenții. Mi se pare că biserica face prea puțin în ziua de astăzi pentru ceilalți care sunt în suferință și chiar pentru semenii noștri creștini care trec prin suferință. Așa, foarte pe scurt, ca și paranteză, am fost preocupat în ultima vreme de războaiele din fosta Iugoslavie. Eram copil atunci când s-au întâmplat, am descoperit ce s-a întâmplat acolo și am rămas de-a dreptul șocat. Cum oameni, din diferite motive, acolo din cauze religioase, au putut să comită asemenea atrocități împotriva semenilor lor. Și văzând ce s-a întâmplat, am rămas uimit să văd că Occidentul, în mare parte, a stat nepăsător și a intervenit prea târziu, după ce multe, foarte multe crime s-au produs. Ar trebui să fim puțin mai hotărâți și să milităm, ca și creștini, pentru oprirea suferințelor pe cât posibil. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Avem alte cartoane grafice și apoi ne îndreptăm către Părintele Francis Doboș. Carton grafic numărul 2 pentru colegii de la regie, dezamăgit de creștinism. Aici este un carton fierbinte și probabil că vom primi și un răspuns la provocarea din seara aceasta. Carton grafic numărul 2, în anul 2012, la editura New York Press din Arad, a fost publicată traducerea cărții scriitorului american de origine indiană Ravi Zachary, Dezamăgit de creștinism. Ravi Zachary sau Zacharias. Zacharias, mulțumesc. Este un scriitor și conferențiar creștin foarte cunoscut și apreciat în mediile evanghelice anglosaxone. În cei peste 30 de ani de lucrare creștină, susținând numeroase conferințe pe teme de apologetică creștină și a participat la numeroase campanii de evangelizare atât în
America de Nord, cât și în Europa, Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est. Dați-mi voie, dragi prieteni, să vă citez un gând din cartea lui Ravi Zacharias, Dezamăgit de creștinism. Da, rog acum regia să afișeze pe ecran cartonul grafic. Citez. Sunt cuvintele lui Ravi Zacharias. Un motiv pentru care numeroși oameni resping creștinismul este suferința. Atenție! În loc să apropie suferința pe creștin de Dumnezeu, din contră, suferința este factorul care îi determină să alunge sau să se ferească de creștinism. Nu pot accepta că un Dumnezeu atotputernic permite existența suferinței. Dacă mulți oameni se leapădă de credință, nu este un eșec al lui Dumnezeu, spune Ravi Zacharias, ci al bisericii ca reprezentant al lui Dumnezeu, care nu și-a făcut datoria așa cum trebuie, sau al respectivilor oameni care au așteptări greșite de la Dumnezeu și au interpretat greșit Scriptura. Dumnezeu și cuvântul său nu ar trebui respins din cauza circumstanțelor nefericite ale vieții, iar Scriptura ar trebui studiată ținând cont de contextul în care a fost scrisă, pentru a nu se ajunge la interpretări și așteptări nelegitime. Cum ați interpretat dumneavoastră, părinte Francesc Doboș? Mulți oameni nu acceptă ideea de creștinism din cauza problematicii suferinței. Iar Ravi Zacharias continuă și spune: n-ar trebui incriminat Dumnezeu, n-ar trebui incriminată Scriptura. Mai curând, cei ce păstoresc ar trebui să fie incriminați pentru că nu și-au făcut datoria. Cum ați interpretat dumneavoastră cuvintele lui Ravi Zacharias? Vă rog. Nu știu, nu îl cunosc, mai degrabă aș interpreta Scriptura și aici aș intra în cercul celor 12. Iisus Hristos cu ucenicii. Dacă astăzi i-am avea doar pe Hristos și ucenici, ținând cont de tot ce s-a întâmplat, de Iuda, de Petru, de câte și câte au făcut, de câte de trădare, atât a lui Iuda, cât și a lui Petru, unul a trădat și și-a luat și viața, celălalt a trădat și s-a convertit. Eu ce ar trebui să fac astăzi? Adică, dacă mă iau după tot felul de profeți actuali, care încearcă să pună în ordine și istoria și omenirea, evident că în decursul istoriei, așa cum și în mijlocul celor 12, a existat slăbiciune, trădare, păcat, așa a existat în toată istoria bisericii, a creștinismului. Ce am fi făcut noi? Ne-am fi uitat la Iuda? Am fi analizat toată opera Mântuitorului din perspectiva lui Iuda, din perspectiva și arătând cu degetul: ia uite ce ai făcut lui Petru, că l-ai tăgăduit atunci noaptea, și să arătăm doar acel aspect? Petru nu este numai acea trădare. Și dacă a existat acea trădare, a descoperit și prin acea trădare, dacă este să luăm suferința, suferința provocată datorită slăbiciunilor, din această suferință și trădare s-a născut o iubire și mai mare, pentru că s-a descoperit prin această suferință, trădare, că Dumnezeu iubește și mai mult. Adică, în mod paradoxal, ceea ce discutam, că atunci când dăm de suferință, putem să descoperim un Dumnezeu și mai milostiv, și mai iubitor. Pentru că nu există în această lume, dând la o parte, așa, cu forța, cu Scriptura sau cu orice, dând la o parte orice instituție, orice biserică, dând la o parte tot și rămânând doar cu un cuvânt, nu se rezolvă problemele. Dimpotrivă, am văzut că există probleme la fel de mari, chiar mult mai mari. Și nu există soluții simpliste. Nu există soluții care să nu facă apel la o convertire, la o convertire la iubire, la o convertire la cuvântul lui Dumnezeu, la acel cuvânt al lui Dumnezeu care ne creează, care ne face comunitate,
la acel cuvânt al lui Dumnezeu, care nu mă salvează pe mine doar dacă țin Sfânta Scriptură în mână, ci doar dacă mă întâlnesc cu fratele meu în comunitate, evident, pentru mine, ca și preot catolic, credincios catolic, sau undeva acolo în biserică, unde noi ne regăsim cu Sfintele Taine, cu Sfânta Liturghie, cu toate sacramentele, cu toate tainele pe care le are biserica. Așa cum celelalte culte creștine se regăsesc cu Sfânta Scriptură, dar se regăsesc comunitar. De aceea, da, este scandalul acesta pe care îl provoacă Iuda, pe care l-a provocat Petru, pe care îl provoacă toți Iuda și toți Petru atunci când trădează sau când sunt mici, când arată slăbiciunea omenească și pe care o arătat-o în decursul istoriei, care se regăsește chiar în mine. Adică ca o contradicție de viață, atunci când eu nu mă ridic la înălțimea chemării mele și a vocației mele, Iuda și Petru se regăsesc și în mine. Uneori sau adesea. Important e ca să-mi dau împreună, seama. Uneori alteori separat. Ca să-mi dau seama atunci când greșesc și să mă întorc. Nu înseamnă că îmi pun cenușă în cap, sau, dar e acea metanoia, adică convertirea la acea bunătate a lui Dumnezeu care mă iubește dincolo și în interiorul păcatului meu. Mulțumesc, mulțumesc tare mult. Avem un alt carton grafic, Biblia despre suferință. Și o să rog aici pe domnul profesor Tudor Gheorghe să ne ajute. Carton grafic numărul 3. Haideți să vedem, dragi prieteni, ce spune Sfânta Scriptură despre suferință. V-am spus aceste lucruri, spunea Mântuitorul, ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ioan 16, versetul 33. Hristos este supremul realist. În lume veți avea necazuri. Interesant este că Iisus Hristos nu se oprește aici, ci încurajează pe oameni să meargă mai departe, pentru că El a biruit lumea. Iov 5, versetul 7. Omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Stau și mă întreb ce ar înțelege un radioascultător sau un telespectator care pentru prima dată ar lua contact cu Scriptura și ar deschide la întâmplare acest scriptural, acest verset, Iov 5 cu 7. Omul se naște ca să sufere. E foarte interesant. Dar scânteia se naște ca să zboare și se stinge, dispare, la fel și suferința. Iov 14, versetul 1. Omul născut din femeie are viața scurtă, dar fericită. Nu. Viața scurtă, dar plină de necazuri. Aproape că te întreb care e utilitatea practică de a te mai naște. Cred că Iov a numit fericit pe cel ce nu s-a născut încă. Foarte interesant. Eclesiastul, capitolul 2, versetul 23. Toate zilele omului sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Sunteți teolog, domnule profesor. Da. Și sunteți obișnuit cu suferința în sensul că îi vedeți pe oameni suferind. Zi de zi. Cum ați interpreta aceste versete ale Scripturii? Aș interpreta prin ceea ce ne spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care spune: în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Modelul de a trece peste aceste necazuri, modelul desăvârșit, pedagogul desăvârșit, care este Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne arată că a biruit lumea din perspectiva aceasta a lumii, care vede ca și filozofie necazul, care este depărtat de iubire. Dacă ne gândim la Iov, este asemănător cu perspectiva greacă a tragediei, a suferinței, a naturii umane. Dar vedem un lucru foarte interesant. Scânteia se naște, se zboare. Ce este scânteia oare din perspectiva lui Dumnezeu? Este sufletul care este nemuritor. Poate că sufletul se poate căli și prin suferință, dar nu este această neapărată cale. Calea este aceea de a birui lumea păcatului. Biruința lumii înseamnă biruința lumii acestea noastre, care după căderea lui Adam și a Evei este o lume a păcatului. Biruința lumii nu înseamnă înfrângerea lumii sau disoluția lumii sau desființarea lumii.
ci prin lumina lui Iisus Hristos, lumea păcatului are o disoluție, devine scânteie, dacă mergem mai jos, poetic vorbind. Eclesiastul dă această perspectivă că zilele omului sunt durere și truda lui este necaz, ca perspectivă filozofică și ca perspectivă a Vechiului Testament și a faptului că omul este aplecat spre lucrurile acestea pentru că nu vede cealaltă parte. Dacă poporul român spune așa, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Dar cel care a biruit lumea spune și mai frumos. Tot ce vreți. Ceea ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți voi lor. Biruința lumii este școala Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care este școala iubirii, este școala jertfei, este școala răscumpărării, este școala iubirii necondiționate și a jertfei sale pe cruce. Nu ne cere o jertfă pe cruce, dar ne cere ceea ce vreți să vă facă vouă oamenilor, faceți voi lor. O perspectivă aproape pesimistă că toate zilele omului sunt pline de durere și truda lui este de cât necaz, este o perspectivă în care omul se apleacă mai mult spre pământ, spre condiția lui păcătoasă și spre condiția lui în care nu știe să ridice privirea spre cer. Foarte interesant. Pentru că ridicând privirea spre cer, adică rugându-te, ieși din starea de lume. Și poți avea pace chiar în suferință, ca așa spunea Ioan 16:53. Sfinții închisorilor, poți avea pace chiar și în suferință. În lume veți avea necazuri, dar v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în necazuri, exact. Pace în mine. Foarte interesant. Și când pleci genunchii, comunici cu Hristos și nu mai ai suferință. De fapt, atunci devine lumea trecătoare, suferința lumii pentru cei care biruiesc lumea aproape că nici nu există. Din perspectiva aceasta a biruinței păcatului, este o cale a lui Dumnezeu și o cale în care nu condamnăm lumea, ci o iubim. Nu poți birui păcatul decât prin rugăciune. De altfel, nu poți birui păcatul doar cu rugăciunea. Sfântul Apostol Pavel spunea, credința fără fapte bune este moartă. Ci o împreună lucrare și o bucurie a fiecare zi privită ca pe un dar al lui Dumnezeu. Dacă am privit fiecare zi ca pe un dar al lui Dumnezeu, am înțelege ce spune și psalmistul, ajunge zilei răutatea ei, în sensul că să privim ziua nu ca pe răutate, ci ca pe dar al lui Dumnezeu, numai că noi uităm să ne bucurăm. Și ne bucurăm prea mult de lucruri pământești și suntem copărtași a foametei, a războiului, a bolii și a tuturor, pentru că în firea noastră și în firea noastră păcătoasă, uneori suntem prinși în lăcomie, uneori suntem prinși în tot felul de lucruri și de multe ori consumăm mai mult decât ne este necesar și atunci devenim mai lumii. Nu credeți că aici ar trebui să venim ca o contrapondere la ceea ce am pus pe ecran cu ce spunea Apostolul Pavel? Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, spune Apostolul Pavel. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus, spunea Pavel. El măcar că era Fiul lui Dumnezeu, nu a rămas, n-a crezut ca un lucru de apucat să rămână deopotrivă cu Dumnezeu. Și spune că s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rog, s-a făcut asemenea oamenilor. S-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moartea de cruce, dar a făcut-o pentru bucuria care era pusă înainte, adică pentru salvarea mea și pentru salvarea noastră. Cred că am biserica putea să este, venim. Biserica este laboratorul care nu doar că tratează suferința, dar învinge lumea și aduce cu sine singura soluție care este accesibilă lumii. Singura soluție de a da la o parte păcla păcatului și în iubire să fie acțiune. Ori această acțiune trebuie manifestată, nu doar
într-o sfântă comoditate. Nu-i de ajuns să ne rugăm fără să facem. Mulțumesc! Și totuși, domnule profesor, în timp ce, așa cum spuneați dumneavoastră, unii sunt îndreptați cu privirea spre pământ și nu reușesc să-și ridice capetele ca să vadă și pacea pe care o pot obține în Iisus Hristos prin suferință, cred că vi s-a întâmplat și dumneavoastră, eu aici o să fac o confesiune, dar mie mi s-a întâmplat ca pastor, am mers la spital să ofer consiliere spirituală și să mă rog cu oamenii care sufereau. Și nu de puține ori mi s-a întâmplat să mă întorc eu întărit acasă de cuvintele suferindului decât să-l fi întărit eu prin cuvintele mele. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, dar mie mi s-a întâmplat și nu de puține ori. Am rămas ca și Elifaz, Bildad, Sofar și Elihu mut în fața dramei celui de lângă mine, dar el m-a încurajat, apropie-te, nu-ți fie frică, nu-ți fie teamă. Suferința este pasageră, este trecătoare, ne așteaptă o altă viață, o altă patrie și am plecat de acolo încurajat de cuvintele celui ce suferea. Deci eu cred că, dincolo de faptul că sunt unii care au privirea îndreptată doar spre pământ, sunt foarte mulți copii ai lui Dumnezeu care chiar în suferință găsesc pace în Domnul Iisus Hristos. Mergem mai departe, ne îndreptăm către domnul conferențiar universitar, dr. Ieremia Rusu. Sunt și alte texte din Sfânta Scriptură, domnule profesor, și aș vrea ca pe acestea să le interpretați dumneavoastră. Carton grafic numărul 4 pentru colegii de la regie. Înainte de întrebarea pe care aș vrea să vă adresez, domnule profesor, vă supun atenției câteva texte din Sfânta Scriptură. 1 Petru, capitolul 1, versetul 6. Petru scrie despre valoarea suferinței. Atenție, parcă ar fi un oximorom, valoarea suferinței. Două cuvinte care se resping în mod reciproc. În ea voi vă bucurați mult, adică în suferință, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Mergem mai departe. Romani 8, versetul 18. Suferințele din vremea de acum, spune Pavel, nu sunt capabile, nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Deci, iată că așezând pe acest taler suferința și slava viitoare, e mult mai puternică slava viitoare în raport cu suferința. Observăm că Biblia ne reamintește că în încercări trebuie să privim dincolo de prezent și să ne concentrăm pe potențialele beneficii. Iov, capitolul 1, versetul 4. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Deci în suferință este introdusă și tema răbdării. Adică să rabzi o zi, două, poate luni, poate ani și e clar că Pavel spune nu v-a ajuns nici o ispită pe Erasmus, care înseamnă și suferință, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și tot Pavel spune Dumnezeu care este credincios nu v-a îngăduit să fiți încercați, ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita sau suferința Dumnezeu a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Carton grafic numărul 5, apoi mă îndrept către domnul conferențiar Ieremia Rusu. Teologul Norman Wright, consilier în probleme legate de depășirea momentelor în suferință și traumă, a scris următoarele cuvinte. Citez, criza nu este întotdeauna rea. Poate deveni un punct crucial în viața ta pentru mai bine. Ea poartă în sine oportunitatea pentru creștere și schimbare. Vă rog, cum ați interpretat dumneavoastră textele Scripturii și totodată afirmația teologului Norman Wright? Vă rog. Ceea ce vedem și în aceste pasaje și în altele este faptul că Dumnezeu îngăduie suferința cu diferite scopuri. De exemplu, poate să fie o consecință a păcatului omului, păcatului direct al omului, îmbuibare sau beție sau droguri. Poate să fie o consecință a păcatelor străbunilor. Deci și aceasta va fi utilă
pentru ca ceilalți să poată, celelalte generații să poată să înțeleagă și ceilalți oameni și să evite acele păcate. Poate să fie cazul lui Pavel în 2 Corinteni 12, 7 la 9, arată că suferința poate să prevină păcatul. Nu numai consecință, dar poate să prevină păcatul. El scrie: și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, descoperiri spirituale, spune el, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul și Domnul a zis: harul meu îți este de ajuns. Și a rămas cu acel țepuș. Deci poate să fie o suferință care ne protejează de păcat, ca să nu păcătuim. Poate să fie dată pentru a clădi în noi o virtute de o mare valoare, și anume răbdarea, așa cum spunea Iacov în capitolul 1, versetul 4, de fapt de la 2, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Să ai acea capacitate, acea tărie de a rămâne ferm în credință, în relație cu Dumnezeu, în ciuda împrejurărilor ostile. Să rămâi atașat. Iar răbdarea contribuie la dezvoltarea caracterului nostru. Contribuie la clădirea celorlalte virtuți. De exemplu, cum pot să iubesc dacă nu am împrejurul meu și niște oameni care sunt greu de iubit? Sau cum pot să am pace dacă nu sunt niște furtuni prin care trec? Și sau cum pot să am răbdare dacă nu sunt și împrejurări sau oameni care îmi pun la încercare răbdare? Dar răbdarea aceasta este îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, ca o lucrare a Duhului lui Dumnezeu, și ea trebuie să se dezvolte în fiecare dintre noi. Dumnezeu vrea să modeleze caracterul cristic în fiecare dintre noi, iar aceasta se face așa cum este și aurul încercat prin foc, așa cum cresc plantele puternice atunci când sunt în bătaia vântului. Aceasta se face și prin suferință, prin încercări. Și Dumnezeu este mult mai interesat de caracterul nostru, cu care vom trece dincolo în veșnicie, decât de confortul nostru. Iar sunt de acord cu domnul profesor că Eclesiastul are o perspectivă puțin cam pesimistă acolo. Și cam așa suntem noi. Anul trecut am fost foarte bolnav. O săptămână întreagă am zăcut de gripă. Dar celelalte 51 de săptămâni uităm de ele. Deci este o perspectivă a Eclesiastului într-un context. Dumnezeu ne binecuvântează, ne dă atâtea daruri bune și le dă cu un scop, ca noi să creștem în cunoașterea Lui, în apropierea de El. În Iacov, capitolul 5, versetul 13, spune: este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. În suferință? Să se roage. Cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Uneori, acestea se și îngemânează. De exemplu, Pavel și Sila erau într-o temniță în Filipii cu picioarele în butuci. E culmea, da. Și ei, în temnița cea mai de jos, acolo în Filipii, ei cântau cântări de jale, nu? Cu picioarele umflate. Da, prinse în butuci și spune acolo, cântau cântări de laudă. Ei, Pavel și Sila, cântau cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Pentru oamenii firești, un astfel de gest e o anomalie, e o abatere de la normalitatea și de la regula firească. Adică ei puteau fi interpretați oricum, numai oameni cu toate facultățile mentale nu erau. Și toți îi ascultau,
toți din închisoare îi ascultau. Când a venit temniciorul, a fost cu tremurul acela, s-au deschis ușile temniței. Când a venit temnicerul și vroia să își ia viața, pentru că a crezut că au fugit deținuții, Pavel i-a spus, nu te teme. Și așa, și acel temnicer devine un creștin, se încrede în Domnul Iisus Hristos și ajunge ca să, din religia greco-romană, el trece la credința în Domnul Iisus Hristos și primește mântuirea. Iată că reacțiile noastre la suferință, apropierea aceasta în rugăciune, în cunoașterea lui Dumnezeu, Iov spune la sfârșitul cărții sale, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine. Sunt două aspecte aici. Este cunoașterea lui Dumnezeu care îți dă și o perspectivă corectă asupra ta. Iov era un om neprihănit. De la începutul cărții spune, mai neprihănit decât toți ceilalți din generația lui. De pe fața pământului, așa spune Dumnezeu. De pe fața pământului. Deci era un om cu totul deosebit și Dumnezeu se laudă cu Iov și totuși starea lui Iov după suferință este diferită, pentru că îl cunoaște pe Dumnezeu. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine. E o diferență între tine. A auzi despre Dumnezeu și a-L vedea, a-L Dar cunoaște acum, pe Dumnezeu. Dar ochiul meu te-a văzut. De aceea, deci iată cum prin suferință este o purificare a ființei umane, o clădire a caracterului lui Hristos în noi și aceasta ne atrage tot mai mult către Dumnezeu și noi ajungem nu să multiplicăm răul, să aducem suferință, ci să multiplicăm binele, să fim asemănători cu Domnul Iisus Hristos și să transmitem binele lui Dumnezeu împrejurul nostru. Referitor la discuția de mai devreme, e Dumnezeu vinovat de, fiind bun și atotputernic, e vinovat de atâta suferință și de toate problemele care sunt. Aș vrea ca să dau niște versete din Isaia care arată modul în care a reacționat Dumnezeu la suferință. În Isaia 53, 4, 5 vorbește despre robul Domnului, despre Domnul Iisus Hristos. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. În versetul 10 din Isaia 53, Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Iată că Dumnezeu n-a stat nepăsător la suferința noastră și foarte sugestivă este ilustrația pe care ați dat-o cu suferința pe care o aveți la atunci când fiul dumneavoastră suferă. Cu cât mai mult Dumnezeu este afectat de suferință și a venit să ne aducă un mijloc de mântuire. Domnul Iisus Hristos a suferit prin întrupare pentru că a devenit om, a trăit în mijlocul umanității care este afectată de păcat. Domnul Iisus Hristos a suportat, cum spunea domnul Doboș mai devreme, a suportat trădare, a suportat vânzare și atâtea alte și toată micimea omenească și nedreptate și toate lucrurile astea. La urmă a suportat moartea pe cruce. El a făcut toate lucrurile acestea ca să ne elibereze pe noi de suferința veșnică. Și chiar aici ne dă și alinare și întărire. Ne dă mângâiere, ne dă putere. Domnul Iisus Hristos n-a suferit pentru
că ar fi avut vreun păcat. El este fără păcat. Domnul Iisus Hristos a luat suferințele noastre asupra Lui, a purtat păcatele noastre asupra Lui, pentru ca noi, prin rănile Lui, să fim tămăduiți, să scăpăm de suferință. Nu scăpăm aici pe pământ de toată suferința, dar va fi o vreme când suferința va dispărea. Foarte interesant, Iisus Hristos le-a suferit pe toate, pentru ce? Pavel spune în Roman 12, versetul 2, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Pentru bucuria de a ne mântui pe noi a făcut și mi-a plăcut foarte mult când ați citit din Isaia capitolul 53. Le-a luat pe toate asupra Lui. Vedem un Dumnezeu care agonizează. Cum să te predau, cum să te las, mi se zbate inima în mine, tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Apropo, vorbeați de părinți, de părinții biologici. Cu atât mai mult Dumnezeu, care ne-a creat pe toți și ne cunoaște pe toți, agonizează uneori pentru dramele noastre, pentru suferința noastră. Și aceasta este o asemănare a noastră cu Dumnezeu. Sigur. Chiar făcea o comparație, cred că în Luca 11, versetul 13, dacă voi care sunteți buni știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel ceresc. Și am putea extrapola discuția. Voi care sunteți răi. Dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri. Și pe același sistem am putea spune, dacă voi care sunteți răi plângeți și vă doare pentru copiii voștri, cu atât mai mult Dumnezeu plânge și îl doare pentru copiii Lui. Domnule doctor, Iov, capitolul 1, versetele 2 la 4, Iacov, iertați-mă. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Aici s-ar putea trage concluzia că suferința aduce răbdarea și răbdarea lucrează în mod desăvârșit credința noastră. Adică suferință, răbdare, credință. Iată că apare ideea de școală a suferinței, de instrument în mâna lui Dumnezeu pentru a ne face răbdători și pentru a ne întări credința. Cum să te bucuri când treci prin felurite încercări? Vă întreb pe dumneavoastră, sunteți medic. Când luați burghiul și curățați măselele sau faceți lucrul ăsta, curățați măselele pacienților, i-ați văzut cântând de bucurie sau bucurându-se sau n-ar fi o stare de anomalie, ar fi un lucru ciudat. Cum să faci lucrul ăsta? Din punct de vedere spiritual, dacă ești Pavel, dacă ești Sila și ți se pun picioarele în butuci, nu e o ciudățenie să te bucuri, să te apuci să cânți? Cum ați explica unui om firesc, dar care gândește, care vorbește articulat, cum ai explica unui om firesc că te poți bucura în suferință? La prima vedere, nimeni nu poate crede că suferința poate aduce beneficii, poate să aducă bucurie în viața ta când suferi, când treci printr-un necaz. Dar vedem tot felul de exemple. Biblia este plină de o mulțime de exemple de oameni care s-au bucurat în suferințe. Și Iacov aduce în atenție rolul formator al suferinței. Suferința, exact. Credința, formarea. Exact. Care, formarea caracterului nostru. Are un rol deosebit suferința. Dumnezeu ne îngăduie să trecem prin cuptorul încercărilor tocmai pentru că are ceva de format în viața noastră, are de îndreptat ceva. El caută să modeleze caracterul nostru. Poate că avem lucruri care deranjează, poate nici nu ne dăm seama de aceasta, dar Dumnezeu este Cel care, prin încercările prin care trecem, chiar dacă trecem pe acolo, El este lângă noi, El ne poartă pe brațele sale, dar vrea să îndrepte ceva în viața noastră, vrea să dezvolte răbdarea din viața noastră. Poate nu suntem răbdători, poate suntem foarte neliniștiți, că în general omul când suferă este foarte neliniștit, este nervos,
nu are o atitudine plăcută în fața suferinței, dar Dumnezeu îngăduie. Îngăduie. De ce? Pentru că are de format ceva în viața noastră. Și aceasta pentru că El are în atenție lucrurile viitoare. El caută, privirea Lui nu este îndreptată spre noi numai pentru timpul acesta. El are ceva în vedere pentru viitor. El caută să ne ofere o nădejde și o speranță minunată, de aceea a venit pe pământ, de aceea a suferit, de aceea ne poartă pe brațele sale, tocmai pentru că ne iubește și dorește să fim cu El acolo sus, să ne bucurăm de viață veșnică. Mulțumesc tare mult, și totuși rămâne o ciudățenie, cum să te bucuri, că nu ne convine, trebuie să recunoaștem. Eu din fire nu sunt un om, fac această confesiune pe post, nu sunt un om răbdător. E foarte greu. Decât să îmi spuneți, am să spun ceva, dar îți spun mâine, mai bine nu mai spuneți. Adică dacă aveți să spuneți ceva, spuneți-mi acum. Uneori mai spune soția, trebuie să spun ceva, dar nu spun acum că... Păi da, nu, în cazul ăsta nu trebuia să deschid subiectul. E foarte greu să fii răbdător. Așa sunt temperamentele noastre. Și nu de puține ori Dumnezeu îngăduie suferința și îți dai seama că răbdarea devine, împreună cu suferința, devine o școală. Și mai departe, și apoi se lucrează credința noastră. Dar nu e simplu când ești băgat în creuzet și cuptorul este încălzit de 7 ori, nu este simplu. E simplu să vorbești despre altul care trece pe acolo, dar e foarte greu să vorbești despre tine însuți. Dacă îmi permite să-și faci observație aici, a rămas cu gândul la versetele care au fost afișate și la ce a spus și apologetul Ravi Zacharias. În general, dacă ne uităm în epistole, când e vorba de suferință, e vorba de o suferință anume. E vorba de suferință din cauza credinței. Și în Iacov, dacă ne uităm în context, și în Petru, a începutul epistolei, e vorba de o suferință din cauza credinței. Trebuie să facem o diferență. Eu cred că atunci când un creștin suferă din cauza credinței, e conștient că se întâmplă lucrul ăsta și acceptă într-un anume fel uneori persecuția, discriminarea, atitudinea ostilă din partea altora. Mare problemă este când e vorba de o suferință care nu e din cauza credinței. O suferință care e fizică, o suferință care vine pe altă cale. Și, cum spunea Ravi Zacharias, adesea ca și predicatori, ca și pastori, nu explicăm lucrurile până la capăt. De multe ori îmi dau seama că cităm foarte ușor pasajul din Roman, capitolul 8. Pe de altă parte, știind că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. M-aș feri să folosesc citatul acela într-o experiență dramatică. Am avut urmă câțiva ani în biserica noastră, un an în care foarte mulți membri au plecat în veșnicie din cauza că au fost răpuși de cancer. Nu mi-am permis niciodată să merg și la mormântare să citesc pasajul acela. Sau au fost cazuri când anumiți părinți și-au pierdut copiii. Pentru că așa cum în Romani, în capitolul 8, este vorba despre suferința din cauza persecuției. Spune acolo cuvântul prin Apostolul Pavel, din pricina ta suntem dați morți toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Deci, asta ar fi fost observația care nu s-o fac, pentru că atunci când suferi pentru credință, cum am fost avertizați Domnul Iisus Hristos, chiar în predica de pe munte, într-un fel primești suferința asta, fiind conștient de scopul ei. Marea problemă este atunci când e o suferință de altă natură și nu poți să înțelegi. Aseară am fost, și-mi permis să spun asta, într-o vizită, într-o familie din biserică și am discutat tocmai despre suferință. O familie dragă și-a pierdut fiul înainte de vreme și întrebările sunt multe și răspunsurile, din punctul meu de vedere, sunt destul de puține și în toată imaginea asta. Ce face un pastor când stă în fața unor părinți? Mă gândesc, da, la exemplu Domnul Iisus Hristos. Și, așa cum a spus, prin întrupare, Domnul Iisus devine răspunsul pentru suferința lumii. În primul rând, aș vedea răspunsul Lui prin simpla Lui prezență. La Dumnezeu a venit la noi, în lumea noastră de necaz, în lumea noastră de păcat și a fost prezent în lumea asta. Îl vedem în companie oamenilor care sunt la marginea societății, oamenii care sunt discriminați, marginalizați, oamenii care nu au voie la timpul de închinare din cauza că aveau o meteahnă trupească și Iisus este acolo. Iisus are un răspuns prin vindecare. Iisus are un răspuns prin Evanghelie. Nu avem acum poate la dispoziție darul vindecărilor, cum l-avea Mântuitorul, dar putem să fim reprezentanții Lui, ca și slujitori, ca și creștini, în situația acelei familii. Adesea cuvintele sunt puține și sunt lipsite de înțelepciune și uneori mai bine taci, asculți,
și prezența ta acolo împreună cu Hristos, unde sunt doi sau trei, face mai mult decât, decât cuvintele noastre. Nici nu ne imaginăm noi, la acest moment, câți radioascultători și telespectatori sunt binecuvântați, îmbărbătați prin aceste sfaturi pe care, prin dumneavoastră, Scriptura le oferă. Eu n-aș da sfaturi și îmi dau seama că teoretizăm foarte mult în seara asta, dar problemele sunt foarte, foarte reale pentru cei care ne urmăresc. Dacă nu sfaturi, atunci prin făgăduințele lui Dumnezeu, că El este cu noi în suferință. Așa e mai bine? Foarte bine. Mulțumesc. Material video numărul 2 e o parte din biciuirea Domnului Iisus Hristos, așa cum și-au imaginat-o oamenii și în special regizorii care au pus în scenă drama biciuirii și crucificării Domnului Iisus Hristos. Dar poate că e o lecție și pentru noi și vom vedea că El a suferit pe nedrept. Îmi vin în minte cuvintele tâlharului din partea stângă, din partea dreaptă, scuze, care îl... Dreaptă. Poftim? Cel de-a dreaptă. Exact, care îl apostrofa și chiar îl mustra pe colegul lui de suferință. Nu te temi tu de Dumnezeu, noi merităm să murim ca niște tâlhari. Dar El e neprihănit, El chiar nu merita să fie între noi aici. Material video și ne întoarcem. I-aș ruga pe colegii din regie să ne dea și cartonul grafic numărul 6 și apoi ne apropiem de concluzii. Marele scriitor, C.S. Lewis, a oferit una dintre cele mai articulate modalități de tratare a subiectului depășirii durerii sufletești în cartea Problema suferinței, scrisă la apogeul capacității sale intelectuale. Atenție! Dar după câțiva ani, când soția sa a decedat în urma unui cancer osos, C.S. Lewis a scris o altă carte, O durere trăită. Este foarte ușor să vorbești despre suferință, dar este foarte complicat să trăiești suferința. Trădează aceeași problemă, dar într-un fel diferit. Așa cum aflăm din citatul de la începutul primului capitol, încrederea lui C.S. Lewis a fost guduită, emoțiile l-au copleșit și durerea a trecut dincolo de limita suportabilității. Citez. Nu știi cât crezi cu adevărat până când autenticitatea sau falsitatea credinței nu devine o problemă de viață sau de moarte, spunea el. Mai citesc încă o dată. Nu știi cât crezi cu adevărat până când autenticitatea sau falsitatea credinței nu devine o problemă de viață sau de moarte. Ne apropiem de încheiere. Mai avem 10 minute la dispoziție și mi-ar plăcea ca orice intervenție să fie și concluzia noastră. Nu e nevoie să grăbim, pentru că în 10 minute putem interveni fără probleme și aș vrea să citesc la urmă și 2-3 mesaje din partea radioascultătorilor și a telespectatorilor. Cu ce ar trebui să rămânem în seara aceasta în urma acestei teme de-a dreptul dramatice, domnule profesor Teodor Colda? Îmi dau seama că doar am atins așa subiectul în seara asta și îmi pare rău că cel puțin nu am putut să mă focalizez mai bine, pentru că e un subiect vast și încerc să-l abordez cu delicatețe de fiecare dată. Vreau să spun că există o suferință în lume care nu are scop neapărat, nu are sens neapărat. Cineva vorbea într-o carte de teologie despre existența răului și spunea că există în lume un rău gratuit. Un rău care pur și simplu există, care nu are explicație, nu are scop, există pentru că suntem într-o lume căzută și într-o lume păcătoasă. Și sunt conștient că mulți oameni experimentează răul acesta și suferința aceasta gratuită, fără să aibă vreun scop. Dar în toată imaginea asta vine Domnul Iisus Hristos care se întrupează în lumea noastră, trăiește împreună cu noi, cu oamenii, trece prin experiențele noastre, până acolo încât trece prin moarte și prin moarte la cruce, se identifică în mod total cu omenirea și mai mult cu suferința noastră, cu suferința omenirii într-un mod unic.
Dacă ar fi să las un gând din Scriptură în seara aceasta, mi-a struit de la început în minte ce spune Apostolul Pavel în Romani. Deci ce vom zice în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Dumnezeu este pentru noi. În toată imaginea asta, sumbra suferinței, în tot ceea ce am văzut în materialele acestea video cu ce se întâmplă în lume, Dumnezeu este pentru noi, este pentru lumea pe care El a creat-o și pentru noi și pentru lumea aceasta a dat pe Fiul Său. Și asta e un lucru foarte important. Dacă Dumnezeu adesea este acuzat că este autorul răului și a suferinței și este întrebat de ce, vedem aici că Dumnezeu este autorul răului suferit în sine însuși. A suferit când l-a dat pe Fiul Său la moarte. Am spus și în emisiunea trecută, cum spune Apostolul Pavel în Corinteni, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Și se termină versetul... În ce sens Dumnezeu era autorul răului în persoana Fiului Său? Dumnezeu de bunăvoie a dat pe Fiul Său. Iisus nu moare din cauza diavolului, Iisus nu moare în primă instanță din cauza oamenilor, ci Iisus devine soluția pe care Dumnezeu intenționează în mod voit. Am putere să dau viața și am putere să-mi iau. Să facă lucrul acesta. Și Dumnezeu suferă în mod voit și se identifică atunci cu omenirea suferindă. Și speranța noastră ca și creștin, ca și credincios, este ce spune cuvântul aici. Ne va da împreună cu El la final, fără plată, toate lucrurile. Și asta e o încurajare pentru mine personal. El care n-a comis niciun păcat, 2 Corinteni 5:21, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Pentru noi. Mai departe, Părinte Francisc, cineva scrie: suferința poate scoate până și din gura unui ateu cea mai cunoscută rugăciune. Doamne, scapă-mă. Este rugăciunea lui Petru când lua apă și se ducea la fund. Doamne, scapă-mă. Ne apropie suferința într-adevăr de Dumnezeu și ne smulge rugăciuni din gură. Cu ce rămânem în seara aceasta din cadrul acestei emisiuni? Cu mare iubire. Eu asta îmi doresc, ca mulți dintre cei care ne ascultă să rămână cu mare iubire. Și eu plec, sau încerc să concluzionez plecând de la experiență personală, din carnea mea, din familia mea, adică părinții mei. Când prin 2011 era să-l pierdem pe tata, pentru că tumoare pe creier. Și cum te pregătești la un astfel de moment, când știi că poate să fie aici și aici după operație, că sunt șanse mari să trăiască sau să plece? Și cum faci ca acel moment să-l trăiești, să-l pregătești spiritual, nu doar pentru mine, ci pentru întreaga familie, cum să ne raportăm în permanență? Acum îl avem, dar e cu handicap de gradul 1, e ca un copil, îl am pe tatăl meu, este cu noi, este... dar îl avem și tot ceea ce a fost atunci, să vezi nu de ce a permis Dumnezeu, dar să vezi iubirea lui Dumnezeu însu. Pentru că Dumnezeu a venit pe pământ nu să ne salveze sau să ne scape de suferință, ci să ne mântuiască în suferința de care avem parte, de care nu este El izvorul. Dumnezeu ne mântuiește în suferința noastră. El nu este Superman, Batman și curăță orice dușman, îndepărtează. Nu e filme americane. Adică nu e film de Hollywood, Sfânta Scriptură. Și Dumnezeu, tocmai aici, când descoperim lucrul acesta, se luminează ochii. Descoperi că tocmai în suferința care rămâne mai apoi, descoperi milostivirea lui Dumnezeu, descoperi că orice piesă din acest puzzle puse împreună cu iubire, cu înțelegere, cu acea răbdare de care se amintea, nu fac altceva decât să construiască împărăție, să construiască bunătate, să construiască acel climat al prezenței lui Dumnezeu acasă, adică în inimă și între membrii familiei. Mulțumesc tare mult. Cineva scrie: bună seara, care este numărul cântării? Despre ce cântare vorbiți? Doamne, câtă suferință este astăzi pe pământ. Nu știu cine sunteți dumneavoastră, este o cântare în imnurile de cântări
din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7, dar sunt convins că e posibil să fie și în celelalte confesiuni neoprotestante. Nu știu, domnul Colda, la dumneavoastră este cântarea asta? Doamne, câtă suferință este astăzi? Să fie în cărțile mai vechi. Cărțile mai vechi. Dacă îmi trimiteți adresa noastră de e-mail, vă pot trimite versurile acestei cântări. Mulțumesc! Mergem mai departe către domnul profesor Tudor Gheorghe. Cineva scrie, bună seara, suferința, dacă ne apropie sau ne îndepărtează de Dumnezeu, depinde de alegerea fiecăruia în mod individual. Eu personal îl simt mai aproape pe Dumnezeu în suferință, mai mult ca oricând. Deci sunt telespectatorii care mărturisesc, fac această confesiune, mărturisire în seara aceasta, că pe ei suferința îi apropie de Dumnezeu. Cu ce rămânem în seara aceasta? Da. De mult de tot, când am făcut puțin ani de medicină, un mare profesor mi-a spus o poveste. Și a spus că la un mare medic a venit ucenicul său și l-a întrebat: care este cea mai ușoară durere? Și această cea mai ușoară durere îi dă răspuns maestrul și spune că durerea cea mai ușoară este durerea celuilalt. Era vorba de Hipocrat. Însă, noi ca și creștini avem iubirea. Am dezvoltat pentru prima dată acest sentiment al empatiei. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din tot sufletul tău, din toată inima ta și din tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Identificarea cu cel în suferință face ca durerea cea mai ușoară care este a celuilalt să devină și a ta. Durerea care devine și a ta nu este la fel de mare ca a celuilalt, dar poate să atenueze printr-o empatie reală și printr-o comuniune adevărată durerea celuilalt. Și sunt studii științifice extraordinare în care un grup de oameni se roagă, mai mulți, o biserică, o comunitate, pentru cineva care este pe masa de operații, pentru cineva în suferință, și se întâmplă chiar și minuni. Cum tatăl dumneavoastră, prin rugăciunea dumneavoastră și a prietenilor, nu a trecut, chiar dacă a rămas cu anumite sechele. Dar aceste studii sunt foarte serioase și se cuantifică prin electrocardiograme și prin alte lucruri și arată că cu cât mai mulți oameni s-au rugat, cu atât starea acelui om s-a îmbunătățit. Sunt studii științifice, adică nu baliverne. Însă, dacă luăm suferința ca un pedagog către Hristos, sau dacă luăm pe Hristos ca exemplu al suferinței, pentru că întreaga noastră operă de mântuire s-a realizat prin jertfa și pe cruce și prin răscumpărarea pe care a făcut-o Mântuitorul nostru Iisus Hristos, putem înțelege mai ușor suferința. În realitate, noi oamenii înțelegem foarte greu suferința și ne place să dăm vina fie pe Dumnezeu, fie pe diavol, fie pe ceilalți. Nu luăm suferința ca un izvor al răutății și al inimii noastre. Mai mult decât atâta, suntem foarte distanți. Ne afectează suferința celor apropiați sau celor din apropierea noastră, din comunitatea noastră. Am întâlnit pe cineva care m-a impresionat foarte mult, care mânca vinerea doar puțin orez, în solidaritate, nu pentru post sau altul, în solidaritate cu copiii Africi. Suferința are o singură justificare și o singură cale de trecere și aceasta este, cum spuneați, prin credință și prin rugăciune. Altfel, mintea, inima și rațiunea noastră nu poate să facă față suferinței. Deci nu neapărat că am fost creați să suferim, dar putem trece și peste această experiență prin rugăciune și prin iubire și prin urmare și prin viața noastră, care suferințele noastre sunt nimic față de suferința
Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe cruce. Deci aceasta este o suferință vindecătoare. Dacă luăm suferința pentru credință, este o suferință vindecătoare. Bunul Dumnezeu să rânduiască în cugetele și în inima și în rugăciunile noastre să nu mai provocăm noi înșine suferințe celorlalți, și fizice, și psihice, și emoționale, și într-o rugăciune, mai ales că astăzi este o zi extraordinară, este ziua independenței, sunt eroii care prin suferința lor au obținut independența din 1877 și prin suferința lor au înălțat poporul român până astăzi. Deci există o suferință a martirilor și o suferință a eroilor care și-au jertfit viața pentru dăinuirea noastră. Amin. Mulțumesc. Am citit, domnule rector, un mesaj din partea unui telespectator și sunt mult mai multe mesaje venite din partea telespectatorilor, semn că înțeleg care este rolul suferinței. Și dacă nu o consideră o binecuvântare, cel puțin îi apropie mai mult de Dumnezeu. E și un reprezentant în seara aceasta a unor oameni nemulțumiți de suferință. Roagă insistent să-i se ofere un răspuns și poate ne puteți ajuta dumneavoastră. Dacă ai un copil, el folosește o comparație. Un tată biologic și părintele nostru care ne-a creat, Dumnezeu. Dacă ai un copil aflat în grija unui părinte, îi se întâmplă un rău pe care părintele l-ar fi putut evita, cine e vinovat? Deci, tu ca părinte biologic, ai fi putut să eviți un rău copilului tău, dar n-ai intervenit, l-ai lăsat să primească răul acela. Cine știe să facă un bine și nu-l face, spune Scriptura, săvârșește un păcat. Întrebare. Cum e cu Dumnezeu care poate ajuta un om, care îi cere cu disperare ajutorul, dar totuși el refuză să îi-l acorde? Ce rost mai au rugăciunile fierbinți de o viață de jumătate de secol ale unui om care l-a căutat tot timpul pe Dumnezeu, încercând să facă voia lui? Cui servește suferința? E vorba de un domn de 50 de ani, din ce înțeleg. Bănuiesc că suferă, are o durere și Dumnezeu nu intervine să aducă un răspuns. Și comparația e dintre părintele biologic și părintele creator. Un părinte biologic, dacă vede că îi se poate întâmpla un rău copilului, imediat intervine. Pe când Dumnezeu vede că se poate întâmpla ceva rău și totuși acceptă sau îi dă posibilitatea diavolului să îl încerce. Întrebare. Cum am putea să-i răspundem acestui telespectator? Pentru că e un om care trece într-adevăr prin suferință. Este o problemă și emoțională, mai mult decât doar de teologie sau logică. Și din cauza aceasta este mult mai dificil. Atunci când te găsești în mijlocul suferinței, în cuptor, atunci este foarte greu. Și aș da o ilustrație. În Biblie, în Vechiul Testament, găsim această ilustrație în care Dumnezeu este olarul, iar omul este lutul. Și Dumnezeu îl spune în Ieremia, l-a trimis la casa olarului, a văzut cum se face un vas și modul în care este modelat acel lut. Dacă Dumnezeu vrea să scoată din noi un vas de mare preț, atunci lucrează îndelung asupra noastră. Iar un vas trece prin diferite faze. Una dintre ele esențială este frământarea lutului. El trebuie să nu aibă zone uscate sau pietre sau altceva și se frământă până când devine o pastă care în mâinile olarului se modelează exact după dorința olarului, după care este lăsat vasul la soare, la umbră, se usucă și apoi intră în cuptor. Și în cuptor durează. Și pentru noi, împrejurările vieții,
circumstanțele în care ne găsim, chiar aceste zile care trec una după alta, una după alta, suntem pe acea roată a olarului în care se învârte viața noastră ca Dumnezeu să ne poată modela. Și foarte important este că acolo în casa olarului a văzut profetul Ieremia că un vas n-a izbutit. Este foarte important ca noi totuși să suportăm toate aceste lucruri. Sunt și perioade de acalmie când ești lăsat ca să fără suferință intensă, dar sunt și perioade când trecem prin cuptorul de foc. Să avem mai multă încredere în Dumnezeu, că știe Dumnezeu ce face. Și un alt exemplu este, am o nepoțică să vă care, mulțumesc, și părinții tot vor ca să o țină, nu cumva să cadă. Uneori mai trebuie să mai și cadă ca să învețe să meargă, să urce o scară, să coboare o scară. Bine, eviți accidentele grave, cu consecințe grave, dar anumite lucruri, că a căzut, s-a sculat, iar a mai făcut niște pași, iar a mai căzut, iar s-a sculat. Lucrurile acestea fac parte din dezvoltare, din creștere. Și antrenamentul acesta este și la noi în multe domenii. Și atunci și suferința care modelează caracterul nostru are un anumit rol. Ce ar trebui noi? Să avem încredere în Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu este esențială. În suferință se demonstrează dragostea lui Dumnezeu. Pentru că, repet câteva versete din Isaia 53 cu care aș dori ca să rămânem în inima noastră. Isaia 53:3 vorbește despre Domnul Iisus în mod profetic. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Iată câtă dragoste din partea lui Dumnezeu ca să trimită pe unicul său fiu ca să ia nu numai păcatele oamenilor asupra sa, dar și consecințele acestora. Și păcatele noastre au fost purtate de Domnul Iisus Hristos pentru ca noi să nu suportăm consecințele veșnice ale păcatelor noastre. Și asta ne arată dragostea lui Dumnezeu. Și dacă trec prin împrejurări în care este suferință, să mă încred în dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu este bun, este atotputernic, este și dragoste. Și și-a demonstrat dragostea chiar în mijlocul suferinței. L-a costat pe Dumnezeu ca să aducă mântuire pentru fiecare om în parte, pentru fiecare dintre noi și pentru telespectatorul care a scris și care trece acum prin cuptorul suferinței. Și mai este un lucru extrem de important. Suferințele noastre ușoare de o clipă. Sunt pentru o perioadă, pentru o clipă. În comparație cu veșnicia, suferințele acestea nu sunt potrivite să fie puse alături de slava viitoare. Și suferința va avea odată sfârșit. Și aș vrea să citesc din Apocalipsa 21, versetul 3. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va veni să locuiască împreună cu ei, iar ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici jale, nici strigă, nici durere, pentru că lucrurile dintâi s-au dus. Iată, cel ce ședea pe tron a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. A mai zis, scrie, pentru că aceste cuvinte sunt demne de încredere și adevărate. Avem această nădejde a faptului că vom fi pentru totdeauna cu Dumnezeu în noua creație, cer nou, pământ nou.
Și acolo nu va mai fi lacrimă, nu va mai fi durere, nu va mai fi suferință, nu va mai fi moarte. Și pentru că comparăm câțiva zeci de ani, câți or fi pe pământul acesta pentru fiecare în parte, cu eternitatea. Noi considerăm că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Eu aș zice amin. Și anume, să vină ziua când Dumnezeu să facă toate lucrurile noi, cer nou pământ, nou cortul lui Dumnezeu să fie cu oamenii. Abia aștept să vină ziua aceea. Toți avem nădejdea aceasta care este ca o ancoră a sufletului. Ne dă tărie în mijlocul problemelor, încercărilor. Mulțumesc tare mult! Cu ce rămânem, domnule doctor, din această emisiune în această seară? Din tot ce s-a spus, mai reiese un lucru foarte important, că Dumnezeu este Cel care ne mângâie în suferințele noastre, în necazurile prin care trecem. Pentru că El ne iubește așa de mult, El știe să ne mângâie. În Isaia se spune, așa cum o mamă mângâie pe copilul ei, așa ne mângâie Dumnezeu pe noi, mângâie inimile noastre. Și Pavel chiar scoate în evidență că în multe circumstanțe grele prin care a trecut, Dumnezeu a fost lângă el și l-a mângâiat și a primit mângâierea aceasta datorită iubirii lui Dumnezeu pentru el și pentru fiecare dintre noi. Și dacă îl primim pe Dumnezeu în inima noastră, în viața noastră, El aduce cu El și mângâierea sufletelor noastre, indiferent de necazurile, de suferințele prin care trecem noi. Și acesta este un lucru extraordinar pentru fiecare dintre noi, că Dumnezeu aduce mângâiere, indiferent prin ce trecem. Aceasta este veste bună, excelentă concluzie de emisiune. În încercări, în suferințe, nu suntem singuri. Dumnezeu vine și mângâie copiii. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră. Am depășit deja 5 minute din spațiul celelalte emisiuni. Îmi prezint scuză pentru asta. Doar două mesaje aș vrea să mai citesc. Felicitări pentru emisiune. Vă urmăresc cu mare interes împreună cu nepoții mei. Și comentăm împreună cu nepoții mei și comentăm împreună. Mă bucur că mă întreabă multe lucruri. Deci nepoței o întreabă pe bunică. Mă întreabă multe lucruri și ne grăbim să terminăm treburile, să putem participa la dezbaterea dumneavoastră. Să vă binecuvânteze Dumnezeu. O întrebare. Pe Pentecostal de ce nu invitați Maria din Cluj? Ba, facem lucrul acesta. Cred că săptămâna viitoare vom avea și pe cineva din Biserica Pentecostală. Altcineva apreciază pe fiecare în seara aceasta că ați avut demnitatea să vorbiți despre suferință ca unii care ați trecut prin suferință și îi învățați pe oameni să se lase în brațele lui Dumnezeu când e vorba de a trece prin suferință. Vă felicit pentru emisiune, sunt un credincios baptist și vă urmăresc cu atenție. De aceea vă propun să invitați și dă aici două nume de teologi care sunt o elită pentru Biserica Adventistă. Mulțumesc pentru recomandare, dragă telespectatori. Sunt foarte multe mesaje primite în seara aceasta. Mă opresc aici, promit să mă grăbesc pe final de emisiune în fiecare ocazie și să citesc mai multe mesaje din partea dumneavoastră. Dragi prieteni, aici oprim emisiunea din această seară. Vă doresc ca această temă să o continuați dumneavoastră acasă, să o studiați și să vedeți că, așa cum s-a spus, în suferință Dumnezeu este cu noi ca să ne mângâie. Noapte bună, la revedere, ne întâlnim săptămâna viitoare, joi seară. Noapte bună!